Procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău au trimis-o în judecată pentru ucidere din culpă pe o adolescentă de etnie romă din Ortelec, din cauza căreia, în urmă cu un an, locuința improvizată a familiei a luat foc, provocând arsuri tuturor membrilor familiei sale. Potrivit procurorilor sălăjeni, în noaptea de 1-2 februarie 2015, adolescenta în vârstă de 15 ani a fumat, după care a aruncat țigara prinsă lângă un flacon de benzină. În scurt timp, coliba familiei sale a fost cuprinsă de flăcări. Toți cei 6 locatari, 5 copii cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani, precum și mama lor de 36 de ani, suferind arsuri de diferite grade. Victimele incendiului au fost transportate la unitatea de primiri a urgențelor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Cel mai mic dintre copii, un băiețel de 2 ani și o lună, a fost diagnosticat cu arsuri pe 80% din suprafața corpului, fiind transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. La scurt timp însă, micuțul a pierdut lupta cu viața. La aceeași unitate medicală din capitală au fost transferați un băiețel de 9 ani, ars pe 13,5% din suprafața corporală, și o fată de 12 ani cu arsuri de peste 70% din suprafața corpului. În ceea ce o privește pe mama copiilor, aceasta a suferit arsuri pe circa 5% din suprafața corporală. Ea a fost tratată în unitatea de primiri urgențe, după care a fost internată în secția chirurgie. Compartimentul ars, celelalte două fete, o copilă de 7 ani și cea care a declanșat incendiul, au prezentat arsuri de gradul 1 și au fost tratate în unitatea de primiri urgențe, întrucât leziunile suferite nu au necesitat internarea în spital. Neglijența de care tânăra a dat dovadă atunci o poate costa scump. Ea va da socoteală în fața judecătorilor pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.